De la 1 ianuarie, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă vor aplica cotele de contribuții stabilite în urma aprobării bugetului de asigurări sociale. Astfel, contribuția este de 31,3% pentru condiții normale de muncă, 36,3% pentru condiții deosebite de muncă și 41,3% pentru condiții speciale și alte condiții de muncă. Cota contribuției individuale de asigurări sociale este de 10,5%. Suma minimă de plată este de 252 de lei față de 244 lei cât era în anul 2013. Cota contribuției individuale de asigurări sociale datorată potrivit articolului 31 aliniatul 2 din legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 10,5% indiferent de condițiile de muncă. În anul 2014, câștigul salarial mediu brut este de 2.298 de lei, cota de contribuție a asigurării sociale este de 31,3%, iar venitul minim asigurat de 804 lei. Suma minimă de plată lunară este de 252 de lei, față de 244 de lei cât era în anul 2013. În cota de contribuție individuală de asigurări sociale este inclusă și cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.